Ungur Bulan la Digi FM. Glume fără frontiere pentru toate românurile. Bună dimineața, Pirania Cremenișan. Bună dimineața, bună dimineața, dragilor. Neața. Și bună dimineața vouă și tuturor tinderiștilor. Mai puțin Vlad Voiculescu. De ce? Păi bro, așa nu se face. Tu fost ministru al sănătății, tu nu ești sănătos la cap. Cont de Tinder la vârsta asta, bro. Deci bro, dacă vrei să știe lumea că ești available, îți pui panouri pe marginea drumului ca ciucă. Ăla e next level Tinder. Tinder pentru băbăciuni. Și să recunoaștem că ar arăta și mișto așa. Vlad Voiculescu, un pălmaș în slujba țării. Zic pălmaș că cred că i-a dat vreo două palme când l-a prins coțohârla, că și ea șmecheră. Și ea specială, n-a putut să țină pentru ea. Ei, ei, ei. Dar unde a procedat greșit Vlad Voiculescu, Pirania? În primul rând că și-a făcut cont de Tinder, da? Doi, dacă tot îți faci un cont fake și îți pui o poză de profil fake, nu-ți pui o poză cu Salman Khan ăla, Raj Kapoor, frate, cu fața aia de sărăcie de la obor, pe bune. Deci, chiar n-ai găsit, bro, un actor mai de Doamne ajută? Adică am văzut descărcător de marfă în gară, care arată mai bine ca ăla din poza lui Vlad Voiculescu. Sau, dacă ești șmecher, te deghizezi tu, bro. Îți pui ochelari, cum a făcut Superman și nimeni nu l-a recunoscut, știți? Bine, Vlad Voiculescu are deja ochelari, dar el ca să se deghizeze ar fi trebuit să-și mai pună o pereche de ochelari mai mari. Ochelari peste ochelari. Sigur nu-l recunoștea nimeni, fata. Tu stai mult pe Tinder, Pirania? N-am mai stat în ultima vreme, că frate, nu dau decât swipe la tot. Tot ce văd, swipe. Plap, 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 plap. Deci, dacă ai vedea ce fețe de târtani pe acolo, deci, Mihai Bos, 27 de ani, poză în șlapi. Ok, pas. Ovidiu 30, poză la volan, mașina lui, un Logan. Bro, ăștia nu vor să-și găsească perechea, pe bune. Eu îmi pun o poză decentă, cu buzele țuguiate, în sutien, în bucătărie, știi? Fată cum se cade, gospodină, cu minte, știi? Și vine Leontin, 28 de ani, poză cu bolidul lui de 700 de cai, un tractor. Păi bă, țărane, eu sunt agricultoare, tu vrei să mă culci pe un pat de mătase sau pe căpița de fân, pe bune? Deci nu mai ai ce meciuri să faci, nu mai aș da orice pentru poza aia fake a lui Vlad Voiculescu. Așa m-aș zis, pe bune. Te-ai mai gândit, nu? Dar da. Cum crezi că ar fi trebuit sancționat Vlad Voiculescu? Eu cred că iubita lui a fost cam drastică. I-a dat șut direct și încă cu șpițul așa i-a dat o degajare din aia lumânare, cum dădea stelică în zilele bune. Eu aș proceda mai ușurel așa, l-am prins în offside, i-aș da direct un cartonaș roșu, eliminare. Două etape pe bancă, prostule, dacă nu știi, să fii cu minte. Și după aia te antrenezi singur. Și dacă se cumințește, după două săptămâni, dacă îl primesc înapoi în lot. Dacă nu, l-am scos din lot. Da, așa l-am scos, adică nici nu-l mai las să atingă gazonul, știi? Bine, eu n-am gazon, că nu se poartă, dar înțelegeți, așa. Știi, dacă nici așa nu s-a liniștit, liber de contract, frate. Transferă-te la ce fufă vrei tu și vezi după aia dacă ea îți dă prime de joc cum îți dădeam eu. A? Eu zic că sunt chiar o doamnă, ce papucii mei, știi? What my shoes, cum zicem noi, influencerițele. Doamne, auzi, Pirania, dar tu crezi că poți construi o relație serioasă cu cineva cunoscut pe Tinder? Cred că da, dar cu o condiție. Să nu fie Vlad Voiculescu. El e băiat ok, așa, știi? Dar apoi își deschide gura și îți spune, știi, eu sunt de la USR, și ți se taie toată maioneza. USR, bine bă, tu cu 9% vrei să mă impresionezi? Mă enervez și mă duc și sunt pe țăranul cu tractorul. Că ăla nu e așa de loser. Weekend plăcut, v-am pupat. Pupic!
clădește caractere, dezvoltă personalități. Un Guru Bulan pe Comedie Barosan.